Salutare! Astăzi vom face o schimbare de disc, frână față, plus plăcuțele de frână. Înainte de toate avem nevoie de vreo câteva chei, nu prea multe, dar suficient cât să ne facem treaba. Așa, haide să ridicăm mașina. Nu merge hidraulica aici. Trebuie să saltăm mașina pe cric. Era mișto cu hidraulicul, dar nu intră. Îi dăm cu ăsta manual. Nu e mare lucru. Se schimbă ușor. Așa. Așa. Din roata. Bac. Am prins și ziua asta mișto. E super cald. Fiat Panda 2005, benzină 1.2, motor, sunt foarte mulțumit. Îmi place la el că este ieftin la piese și îl mai fac și acasă. Înainte de Fiatul ăsta am avut o Mazda 6. Exorbitant de scumpă la piese. Na, nu te lipei. Și nici nu puteam să-mi bag nasul acolo. Era super complicată. N-am reușit nici să-i schimb un bec. Îți trebuie și multe scule, nu. Era diesel. Cumpăr la piese și am scăpat de ea, că nu era bună ca mașină, era full, avea totul electric, scaun electric încălzit, ABS, SPS, DSC, toate nebuneala avea acolo numai, dar exorbitantă la piese, scumpe cu draci. Comenzi pe volan, sistem Bose, era mișto ea așa, dar nu. Ultima oară m-a lăsat la ea kitul de ambreiaj cu volantă, cu masă dublă, care costa undeva la 50 ceva de milioane cu totul. Numai volanta era vreo 30 și am luat la mâna a doua. Am luat la mâna a doua și am vândut-o. Așa că am luat cărăbușul ăsta de Fiat Panda. Mulțumit. Nu-i confortul ca într-o Mazda, dar e bună. Plus că e ieftină și la taxe. Haide să vedem ce avem aici. E un pic de viraj. Slăbim furtunul ăsta. Așa.
Trebuie desfăcut asta. Imbus de 8 mm. Mă încurcă furtunul ăsta, că băgam eu invers, da. Nu-mi dă voie să-l desfac. Așa, aici avem o siguranță. Siguranța. Gata. Acum să desfac și ăsta. Luăm un 17. Aici. Perfect. E simplu. Imediat să desfaci. Mamă, ce uzate erau astea. Aoleu, Doamne. Uzură maximă. Inelare. Ăsta e discul. Uzură maximă. Aici avem setul de plăcuțe. Am luat de la Brembo. Nu știu cât de originale sunt. Ca și preț, mi s-a părut foarte ieftin. Undeva la 78 de lei. 80 de lei. Cum așa arată. Sunt destul de groase. Aici avem discul. Un disc Brembo, tot așa. Foarte ieftin, mi s-a părut și ăsta, 58 de lei. Nimica toată.
Așa, să facem o comparație acum de uzură. Ia uitați. Ha. Și să mă aproape încă o dată. E ștanțașe aici. Nu știu, vă spun, nu știu cât de originale sunt. Eu am luat de la Autocarma. Sunt foarte de treabă băieții de acolo și ca sfaturi și ca, în fine. Deci să vedeți pe ăsta. În ziua de azi nu știi ce cumperi. Până la urmă nu e o mașină de... prea mulți bani și... dăm cu un pic de vaselină. Punem Brembo, domne. Periculoși. Apoi nici n-ai ce să iei. Nici n-ai ce să iei. Mai era și Bosch tot așa la preț, adică hai să încerc și pe ăștia. Să vedem despre ce, cum și ce fel. Bun. Să ștergem un pic și ăsta. Nu e cine știe ce. Imediat le faci. E simplu, e o mașină care se întreține ușor. Nu consumă nici mult. Sunt super mulțumit. Am avut și mașini scumpe, m-am cam lămurit și cu alea. Trebuie să vând casa să repar mașina. Unde-i fi pus eu peria aia de sârmă, nu știu. Am căutat-o. Să dau și aici cu puțină vaselină. Se desface ușor. Când vrei să mai desfaci, nu te mai chinui. Uite așa. Un pic așa. Bun. Acum le strângem cu un 17. Cam atât. Acu. Trebuie să împing etrierul ăsta, aduc ceva. Să pun aici.
Acum noi trebuie să împingem pistonul ăsta, să-l dăm la ras aici, să putem să băgăm plăcuțele. Ia să vedem. Trebuie să-l țin presiune, așa că el se duce ușor. Se duce. Se duce? Am dus. Mai are mult? Sau e gata. Gata? Ia să vedem. Perfect. Asta e tot. În mod normal trebuia o presă cu un șurub, dar a mers așa. Nu merge la chiar peste tot. De exemplu, la Mazda fără presa aia nu aveai șanse. Bun. Acum luăm plăcuțele frumos. Gata. O parte asta. Deci a venit super ușor. Strâns frumos. Acum băgăm etrierul. Îl prindem aici. Prindem două filete aici. Acum trebuie să strâns. Hai să iau și un viraj, că nu am loc. Perfect. Trebuie apropiat șurupul ăsta ca să ne intre etrierul. Strâns. Acum să-i bag bolțul. Cam aia e. Ia uitați. Asta e tot. Plăcuțele le-am prins. Etrierul l-am băgat. Nu rămâne decât să-i prind siguranța. Și cam aia e. Acum mai prindem bolțul ăsta. Ce ușor merge. Lucru mai bine de atât n-ai ce să-i faci.
Acum lăsăm cricul în jos, strângem bine roata și cam aia e. Să strângem roata. Gata. Ia să vedem ce am făcut. Merge, nu merge, se blochează. Să facem și o prezentare la motor. Ăsta e motorul, 4 pistoane, 44 de kW, adică 60 de cai. Sunt mulțumit. Kilometrii făcuți 180.000. Nu m-a lăsat nimic în afară de consumabile, după cum ați și văzut, am schimbat plăcuțe, discurile de frână, tot ce ține de consumabile. Ce să mai, domnule, mănâncă chibrite. Să știți că am o impresie foarte bună despre Fiat și înainte nu aveam. Nici nu vreau să audă marca asta. Mai trebuie retușat, mai trebuie luat un pic mustățit, făcut, aranjat. E ambara asta, așa l-am cumpărat. 2005. Tablă. Tank. O mașină foarte bună de oraș. Taxemis, asta e mașina orașului. Mergi cu ea pe un oraș, nu-ți trebuie 200 de căi să mergi pe un oraș. Mergi ușurel așa, n-ai treabă. Ce să vă mai spun? Avem frâne, avem discuri noi, urmează să facem și pe spate o schimbare. Acolo am frâna pe tambur, o să facem și acolo un tutorial. Momentan am rezolvat doar cu sistemul față. Nu rămâne decât să vă spun la revedere și drumuri bune!